Salutare tuturor astăzi și pentru că adminul Tudor, prietenul nostru de altfel, a avut 30 de minute jucate în ultimele 7 zile, ceea ce înseamnă, nu știu, nici măcar 5 minute pe zi, a fost scos din funcția de admin, nu știu dacă e online. Cu toate că, nu, până la urmă este prieten și așa, oricum. Bun. Tot ni s-a spus că server pe pile, server pentru prieteni și așa mai departe. Se pare că Tudor... uite că i s-a scos adminul pentru inactivitate. Pe o zi că demonstrează ceva și treaba asta, măcar să nu mai spună lumea că... bine, n-am făcut-o ca să demonstrăm lumii că, bă, uite, noi n-avem server pe pile, azi remove lui Tudor. Înțelegi? Dar, mă rog, voiam să fac un clip despre treaba asta și să lămurim de ce a luat Tudor remove pentru inactivitate, da? Este a doua săptămână la rând, când avea 12 reporturi, pe care le face în 3 minute, și 30 de minute pe săptămână, era a doua săptămână plus 2 admin warn-uri pentru abuz. Mă rog, al doilea, primul adminor n-a fost pentru că a dat check la licitații pe cineva și a văzut câți bani are concurentul lui cu care se bătea pe casă sau nu mai știu, parcă pe casă era, și a doua pentru Fly Quanted. Bine, nu și-a dat seama, adică a mers și o agent Fly Money, nu i-a apărut în chat, a mers până cam așa și a oprit, știi? Na, nu putea să-i dai remove pentru asta, oricum a primit, mă rog, de asta a primit Tudor remove, dar mai mult pentru chestia cu inactivitatea. Ok. Am înțeles. Hai acum să discutăm... despre server. S-au fost câteva restarturi în dimineața asta pentru că s-au băgat quest-uri noi. Quest câteva, cred că două restarturi sau ceva de genul. Aterizează pe cea mai înaltă clădire din orașul San Fierro. Bun. Spawn-au. Nu, stai. Uite, au 60 unde am rent. Aici la Cosmino. Hai să ne luăm o mașină, un Patriot-o, că l-am parcat aici. Cea mai înaltă clădire din San Fierro. Să nu, stai, că de fapt mai bine dau spawn. Și mă duc la aeroportul din SF. Ca să vă arăt quest-ul. Gotul SF. Bun, hai să vedem un elicopter pe aici. Ia uite. Bun. S-au băgat quest-uri noi, cum ar fi ăsta de exemplu, s-a ales lider și la LSPD, cred că urmează mai sunt câteva mafii, cred. Nu știu dacă s-au ales poate în seara asta, schimbă kilometrajul, bine asta mai spus-o. Ce să mai adăugă, nu? Nici nu mai știu ce s-a adăugat, nu? Cea mai altă clădire, cred că e piramida aia de acolo pe care o vedeți. Quest. Mai este un quest gen să dai rob, comanda rob, cred că e sub... Ah, stai că sunt în PD. Mi se pare că totuși o să le mai pice chestia cu robul celor care au sub nu știu ce level. Na, mă rog, până vineri nu cred că o să se mai dea restarturi. A fost chat gift-ul, giftbox-ul s-a spus. Bun, hai să aterizăm, cred că asta e cea mai înaltă. Piramida asta de aici. Dar cum putem să aterizăm aici, oare? Dar că am modurile astea... A dat unul pe Slash, nu vrei, Facebook-ul lui Stormy are 21 de ani. Am înțeles. Oricum așa mai sus, stai să dau set frag 0, e 1, 2, 3, 4 frecvența pe care am intrat eu. O să mai fac și seria cum să joci samp, dar în viitor, nu știu, probabil, poate la
32 sau ceva de genul. Uite că am făcut-o. Trezează pe cea mai înaltă din SF. Și ai primit un punct de respect și 40k. Bun. Acum, la quest-uri știți că vă poate pica și puncte premium, rubine. Dar se pare că nu am luat aici în funcție de orele jucate. Adică cât ai mai multe ore jucate, parcă așa puțin la începutul zerului, cu atât șansa de rubine e mai mare și șansa de puncte premium, adică nu mai 2, 3, 5, poți să iei și 8, 10 puncte premium, da? La ore jucate, cred că nu e în funcție de level, cred că e în funcție de ore, parcă. Nici nu mai știu. Bun. În momentul în care ai terminat quest-ul, îți mai da, ți le apar celelalte două quest-uri. Mulțumesc, Geo Fermier, până când Fermier vor fi mulțumiți de munca prestată. Asta e un alt quest nou, adică eu nu mai adună nu știu câte făină. E... Nu o să mor aici, nu știu de ce prezint că nu o să mor. Samp. Pare destul de real, nu? Bun. Nu mai avem nevoie, mersi eu jocul. M-a marcat. Bun. Modurile. Da, nu o să vreți pe moduri acum. Bun, hai să putem Vehnheim tu... nu, Bullet-ul care îmi place mie mult. Vehnheim, Bullet. Spawn 541 s-a adăugat... s-au făcut câteva modificări și la sistemul de race, în sensul în care dura foarte mult, adică dacă intra unii la troll acolo, să zicem doi care erau pe Skype și se învârteau prin mapă, pur și simplu nu îi mai scotea, știi, adică stăteau oamenii în race o oră, știi? Și acum s-a pus să-i scoată, să cred că-i comandă să și vezi cine e înăuntru la race, pentru că dacă găseam pe aia le deam, cred că bani, prezile, bugabul sau ceva de genul. Sau Warn, sau nu știu, vedeam eu. Pentru că nu e ok să intri la race și să te plimbi prin mapă într-un alt virtual world. Care virtual world-ul cred că e unul... Setaua CVV069, cred că ăsta e cam virtual world-ul unde sunt ei. Aia de la race, dar nu am o lec, adică nu-i pot. Vedeați destul dacă sunt pe Ciliad. Deci acum stă mapa de... dar nu știu tura pe care sunt. Să văd dacă văd pe ceva pe aici, pe Ciliad. Poate e tura 5. Cu Ciliadul, că eu sunt de ce mai rulate ture. Da, și nu uitați să apăsați și butonul de like, facem noi 2000 de like-uri. Vă trebuie caiet, asta e, altă dată. Nicio problemă, da, nu, cred că e pe tura asta, mă rog. Autorace, set hour. Sunt deja în virtual 0. Slash race. Nu e curs în desfășurare. Ce gâgă, ce-a făcut? Nu văd. Bun. Bine, mă, păi hai că nu mai stau atunci. Vreau să pun sincer clipul ăsta de acum, de seara, pentru că... pentru că e târziu, e 9 seara și până termin eu de pus mai durează. Și de asta n-am vrut să fac un clip lung, adică de 20 de minute. Cred că las atât, nu mai mă duc la nicio cursă, că mai durează ceva până ies ăștia. Bun, serverul aveți în drumbine3.ro. La vești în descriere, eu am fost o dată viitoare, nu uitați să apăsați un like, v-am tucat, salut!